O adolescentă de 14 ani a fost împușcată în față într-un parc. Suspect este un tânăr de 18 ani care ar fi tras cu un pistol de tip airsoft. Copila a ajuns de urgență la spital. Cei doi tineri se cunosc de câțiva ani, sunt prieteni și fac parte din același grup de adolescenți. Erau în parcuri din localitate împreună cu alți cunoscuți. La un moment dat, tânărul de 18 ani a scos arma din geantă și a îndreptat-o spre tânăra în vârstă de 14 ani. Martorii audiați de polițiști spun că acesta a vrut să se laude cu pistolul. În plus, se pare că fata nu ar fi salutat un prieten de-al băiatului și atunci acesta s-a răzbunat. Polițiștii încă îi audiază pe martori pentru a stabili ce anume l-a determinat pe tânăr să folosească arma. Între timp, fata a ajuns la spitalul din Râmnicu Sărat, unde primește îngrijiri medicale. A fost împușcată în arcadă, iar bila i-a provocat răni serioase. Medicii oftalmologi o țin sub supraveghere pentru că ochiul a fost afectat. Mama tinerei anunța poliția din Râmnicu Sărat, iar tânărul de 18 ani este cercetat acum pentru loviri sau alte violențe, dar și pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, relatează știrile ProTV.ro.